ambițioși, inteligenți și bine pregătiți. Vorbim despre elevii români care se pot mândri că... Câteva grupuri de profesori universitari români fac naveta zilnic pe rutele Galați-Cahul și Iași-Bălți. Este un efort care durează de mulți ani și care a pus bazele a două extensiuni universitare europene în Republica Moldova. E o diferență între drumul de la venire și drumul de la mătărat. Anul ăsta sunt foarte receptiv și chiar vin cu plăcere. În general socializăm, nu? Că ce poți să faci timp de două ore aproape. Autocarul care transportă profesorii universitari de la Galați este plin de amintiri, fabule, planuri care depășesc cadrul didactic și trec în sfera unor relații umane, sincere și de durată. Hai că mai ai alții acolo. Nu mai oprim și aici o copă. Ăsta e un alt moment liric al drumului. Da. Exact asta vreau. Hrănirea animalelor, da. Singure. Drumul, ca atare, destul de... Da, destul de neplăcut. Dar nu călătorim mult, ne apucăm de la vamă până în oraș, nu călătorim foarte mult. Prietenii, eu sper să fie, da, atât timp cât studenții cu care lucrăm au păstrat în linii mari relațiile. Dar vis-a-vis de relații, pot spune că chiar am colaborat și colaborez pe mai multe planuri. Iar pe plan personal, am cununat și am botezat doi foști studenți, un băiat și o fată din Republica Moldova. Și mă bucur că până la urmă, cine știe că tocmai ține extensiunea, ați dat și peste noi, da. Profesorii români nu aduc doar limba română în aceste centre universitare, ci o tradiție a sistemului european de educație, inclusiv posibilitatea de a studia și de a cunoaște mai bine limbile moderne europene. O mare plăcere să vin la Cahul. Este o experiență absolut deosebită pentru mine din foarte multe puncte de vedere. Sigur că inițial, în prima săptămână, a fost și plăcerea călătoriei, plăcerea de a vedea, eu știu, drumurile care duc către aici, dar după aceea mi-a făcut o imensă plăcere să cunosc studenții basarabeni, care sunt conștiincioși, foarte serioși, sunt foarte calzi, lucru foarte important pentru mine, pentru că eu cred că într-o lume din ce în ce mai sălbatică, eu știu, căldura dintre oameni este cea care contează enorm în toate relațiile interumane. De pildă, eu parcurg dus întors peste 4 ore și jumătate pe zi. E adevărat, nu e ușor, dar să știți, vă spun la modul cel mai sincer, dacă dimineața mă trezesc și mă gândesc că am de parcurs un drum lung, în momentul în care ajung aici, absolut toată oboseala dispare, mă simt plină de energie, pentru că am în față niște oameni, vă spun cu toată sinceritatea, niște oameni care sunt așa cum îmi place mie să fie un om.
Studenții apreciază și ei această șansă de studiu a diversității, de a cunoaște România prin intermediul limbii engleze, de a cunoaște Europa prin prisma profesorilor veniți din România. Începând cu anul 2000, această extensiune are deja mai multe promoții de studenți care au transmis unul altuia avantajele acestor studii europene realizate acasă. Experiență extraordinară de a-ți face studiile pe care le-ai dorit într-o universitate de nivel european și cred că cel mai important și comod lucru pentru noi este faptul că avem oportunitatea de a face acasă, nu de a merge peste hotare sau în alt oraș. Pentru aceasta le mulțumim foarte mult profesorilor care vin zilnic și nu doar că vin, dar ne oferă posibilitatea de a învăța într-adevăr lucruri importante, lucruri noi, obiecte foarte interesante. Am auzit foarte multe despre Dunărea de Jos, sora mea chiar a finisat acolo, însă a fost și visul meu de a studia anume specialitatea relații internaționale, care la noi în Republica Moldova este doar o singură posibilitate, să aplici în Chișinău sau în România. Și a fost două mari, da. Când am aflat că este și aici extensiunea, primul an am ezitat, dar într-a doilea an am aplicat foarte rapid. Am fost încurajat și de câțiva prieteni, câțiva profesori chiar de aici. Am vrut pentru că din cauza diplomei și am vrut anume această specialitate, că doresc ceva un viitor mai bun pentru țara mea, cred că. Este cea mai mare oportunitate pentru studenții de aici, de pe loc, adică din oraș, Cahul și nu numai, inclusiv că vine partea de sud, de a face studiile la extensiune, fiindcă pe lângă bursa care o avem, adică și este destul de mare și pe lângă faptul că oricum această bursă vine până la urmă în bugetul raionului Cahul prin cheltuielile care fac studenții, prin acest fapt este și cunoștințele care le asimilăm de la profesori foarte buni, doctori în știință, doctori, honoris causa, sunt alții. Și prin cunoștințele lor, adică avem un transfer de informații la nivel european. Profesorii de la Galați apreciază și ei participarea în acest proiect. Drumurile obositoare sunt recompensate prin beneficii de comunicare și de cunoaștere a tinerilor de pe un alt mal al râului Prut. Am o grupă excelentă, ne-am înțeles foarte bine. Este și o plăcere, pe de o parte, să venim aici pentru că avem o realitate multiculturală foarte interesantă aici. Mai puțin plăcut este faptul că drumul este lung și puțin obositor. E o zi, practic, pierdută, între ghilimele, prin acest transport, prin așteptarea care este la vamă, dar toată această mică neplăcere compensează bucuria de a lucra și cu alți studenți decât cei din România. Profesorii din România, la fel ca și studenții de la Cahul, sunt conștienți de faptul că în cadrul acestei extensiuni nu beneficiază de cele mai bune condiții, dar succesul acestei cooperări depinde uneori de buna intenție și de efortul depus mai mult decât de dotările materiale și de efortul financiar. Predau de câțiva ani aici la Cahul programele de licență și de master. Am avut chiar o experiență la Comrat. Chiar i-am văzut așa implicați în viața cetății. I-am văzut destul de interesați de ceea ce se petrece în comunitatea în care trăiesc și asta e un lucru foarte bun, e o parte pozitivă. Trebuie să ne încadrăm într-un trend general, nu? Studentul citește din ce în ce mai puțin, din nefericire și așteaptă imaginea cu textul, așteaptă mai mult de la profesor și aici văd eu problemele, unii limitele, să zicem, învățământului de aici. Cred că singurul lucru care mă deranjează este faptul că nu există internet wireless. Și atunci e una, nu numai că sunt ruptă oarecum în pauze dorindu-mi, nu, să-mi verific e-mail-ul,
dar m-ar ajuta foarte mult. De ce? Pentru că le-aș oferi studenților spre vizionare niște interviuri foarte interesante în limba engleză, interviuri pe care, din păcate, nu le-am putut salva în calculatorul meu. Iată, eu vin cu laptop, da, cu tabletă, încerc acolo unde se poate să mai salvez, nu în propriul calculator, niște lucruri interesante. Prima promoție de studenți a extensiunii universitare de la Galați a intrat la studii în anul 1999. Cu unele pauze cauzate de probleme financiare, dar și de comunicare între autoritățile celor două state, extensiunea și-a continuat activitatea, astfel încât 10 de tineri din regiunea de sud a Republicii Moldova dețin în prezent diplome, dar și cunoștințe și abilități europene. Universitatea de stat Bogdan Petrecică Hajdău din Cahul a fost fondată la 7 iunie 1999. Un grup de profesori de la Universitatea Dunărea de Jos din Galați, fiind entuziasmați de semnarea acordului de cooperare transfrontalieră între Republica Moldova, Ucraina și România, au venit cu ideea de a organiza o extensiune a Universității Dunărea de Jos din Galați la Cahul. Filozofia acestei colaborări consta în faptul că universitatea noastră, la început, nu avea necesarul potențial pentru a acoperi toate specialitățile, conform cărora urma să fie pregătiți specialiștii, specialitățile absolut necesare pentru economia din această parte a țării. Universitatea Dunărea de Jos, fiind o instituție dotată și recunoscută, în special în domeniul ingineresc, a venit cu un număr de specialități inginerești și nu numai, ca să fortifice cumva oferta educațională dată de către universitatea noastră. Vreau să vă spun că începuturile acestui proiect s-au soldat cu succes. Populația din acest teritoriu este satisfăcută prin faptul că poate să aleagă și să obțină niște cunoștințe și calificări de calitate. Dar trebuie să recunoaștem că aceste eforturi din partea universității ar trebui să fie susținute și prin politicile statului. De ce am ajuns la această situație? Să nu căutăm vinoveții, dar să acceptăm situația care este pe sistem și să stabilim pașii care urmează a fi făcuți conjugat și din partea universităților, și din partea autorităților, și din partea contribuabililor. Cea de-a doua extensiune universitară românească se află în orașul Bălți. Este vorba de extensiunea Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași, una dintre cele mai cotate universități din România. Aici, studenții din Bălți sunt instruiți de profesori reputați din România, au aceleași burse ca și studenții ieșeni, iar la absolvire obțin o diplomă recunoscută în Uniunea Europeană. Bună ziua! Bine ne-am regăsit! Continuăm cursul de sisteme de achiziții de date. Da? Până acum am vorbit despre modul de a scrie niște date într-un fișier și în partea a doua a lecției vom vorbi despre modul de a reprezenta grafic un set de date. Vom începe un nou proiect legat de construirea unui grafic având ca elemente de intrare un set de date cunoscute. Deci, extensiunea Bălți este extensiunea Facultății de Fizică din Iași, în orașul Bălți, în Republica Moldova. Extensiunea Bălți este, fiind o extensiune a Facultății de Fizică, impune criteriile specifice Facultății de Fizică din Iași. Adică, cadrele didactice de la Facultatea de Fizică din Iași vin
la extensiunea Bălți și îți prezintă cursurile exact cum fac cu studenții de la Facultatea de Fizică din Iași. În acest fel, noi spunem că, practic, nivelul cursurilor este același ca la Facultatea de Fizică din Iași. Extensiunea Ieșeană oferă studenților bălțeni studii în cadrul facultăților de chimie, economie, drept și fizică. Cristian Enăchescu reprezintă Facultatea de Fizică a Universității din Iași. Navetele la Bălți fac parte din programul său academic foarte încărcat. Pe lângă studenții ieșeni și bălțeni, Cristian Enăchescu este cunoscut și tinerilor fizicieni din Geneva, Elveția sau Tokyo, Japonia. Tinerilor de la Bălți le predă fizica tehnologică, un domeniu extrem de solicitat în întreprinderile moderne. Practic, ei pot beneficia de burse cam în toate țările care sunt marcate, care sunt colorate pe harta Europei. Deci în funcție de ce dorește fiecare, adică ideea este următoarea. Cineva vrea să lucreze magnetism și atunci la Iași avem o serie de grupuri care colaborăm cu magnetism în străinătate și trimitem pe acea direcție. Deci în funcție de ce dorește fiecare să facă ce ramura fizică se pare mai interesantă. Studenții încadrați în extensiunile universitare românești din Republica Moldova beneficiază nu doar de diplome universitare recunoscute la nivel european, de burse echivalente cu cele ale studenților români, ci și de acces la programe de studii europene. Fiind studentă la Facultatea de Fizică, am avut ocazia să fac un stagiu de practică Erasmus în Grecia, în orașul Patras, pe o perioadă de 3 luni. Acolo am făcut multiple laboratoare, am beneficiat de ore ținute de un profesor din Patras și a fost foarte bine. În afară de aceasta, noi avem parte și de o bursă care nu ține de notele sau de rezultatele fiecăruia în parte, ci este o bursă care se acordă pe parcursul a 4 ani de studii, indiferent de modul în care te prezinți în fiecare zi. Extensiunile universitare românești, chiar dacă aduc un mare beneficiu tinerilor din Republica Moldova, sunt promovate cu multe dificultăți. Reprezentanții Ministerului Educației de la Chișinău, dar și ai Comisiei Parlamentare pentru Educație, consideră că acest potențial al extensiunilor universitare europene în Republica Moldova nu este deplin dezvoltat. Nu exista o cotă de înmatriculare. Câți au dorit, toți au fost înmatriculați. A fost ceva atractiv pentru studenții noștri, întrucât fiecare loc este acoperit de bursă, ceea ce nu se întâmplă în Republica Moldova. Pe urmă, s-a extins nomenclatorul specialităților. Dacă noi aveam profesori mai puțini care erau pregătiți pentru a preda specialități inginerești, atunci Universitatea Dunărea de Jos anume avea profesori foarte bine pregătiți care puteau acoperi aceste specialități. De ce trebuie această extensiune? Să susținem și la nivel pe dimensiunea parlamentară și mai ales Ministerul Educației. Din 1999, practic, ministerele din Republica Moldova și de resort și din România nu s-au mai întâlnit echipele să facă anumite, eu știu, retușere, întrucât viața nu stă pe loc și azi e nevoie de o altă abordare pe anumite dimensiuni. Îmi pare rău că și noi, Comisia Cultură, Educație, Cercetare, Mass Media, nu am discutat practic niciodată despre extensiunea studiilor universitare. Cred că este un bun prilej pentru a mă întâlni sau a ne întâlni la nivel de comisii cu rectorii de la Bălți și de la Bogdan Petricei cu HDU. Dumnealor au să ne spună multe lucruri și ar fi bine și Ministerul Educației atunci când vor reveni la acest acord de colaborare. Ideea este că Ministerul susține dezvoltarea acestor filiale prin faptul că ele ne oferă oportunități inedite de a completa oferta educațională cu pregătire la diverse specialități la care poate mai puțin se realizează pregătirea în Republica Moldova. Pentru noi, filialele sunt o oportunitate de a avea tineri aici acasă în Republica Moldova, dar cu o diplomă europeană, în cazul României, pentru că este țară membru UE. Vorbim și despre oportunitatea de a avea acest dialog intercultural între tinerii din România și Republica Moldova și este un dialog fără anumite, să zicem, obstacole,
locului pentru că este același spațiu lingvistic și cultural. Vorbim despre realizări comune în domeniul cercetărilor științifice, proiecte educaționale și culturale comune în contextul dezvoltării acestor extensiuni și, de ce nu, și colaborarea și, de ce, creșterea în carieră și a cadrelor didactice din Republica Moldova și România, deci o colaborare foarte frumoasă care se realizează pe parcursul mai multor ani, atât în domeniul educațional cât și științific. Extensiunile universitare românești în Republica Moldova se dezvoltă în permanență, apar noi facultăți, noi specialități de studii, noi surse de schimburi universitare. Pentru aceste oportunități, cele câteva grupuri de profesori de la universitățile din România pleacă și revin în fiecare săptămână. Cu acest microbus ce plăm în fiecare zi de la asta bărți, vă spun la revedere, toate cele bune! Prin punctul vamal din Oancea trece autobusul Universității Dunărea din jos din Galați, care aduce profesorii români la Cahul, în Republica Moldova. Profesorii români fac această navetă academică deja de mai bine de 10 ani, universitățile din România fiind primele care au deschis extensiunile europene în Republica Moldova.